Red Bull Romaniex 2011 va începe sâmbătă. Până atunci însă sunt programate o serie de restricții în trafic, atât pentru amenajarea traseului, cât și pentru desfășurarea prologului de pe Bulevardul Coposu. 456 de rider vor lua startul la cea de-a 8-a ediție a raliului de Hard Enduro. Bulevardul Corneliu Coposu, locul unde se desfășoară deja tradiționalul prolog al raliului, va fi închis încă de joi, începând cu ora 20. Nu se va mai circula până sâmbătă la ora 24. Strada Gimnasticii, parcarea de sub zidul cetății, cea de la teatru, Cazarma 90, parcarea de la Sala Talia și alea din fața Casei de Cultură sunt alte zone în care nu se va circula sau parca în anumite intervale de timp. Totul va reveni la normal până joi 21 iulie. Atenție și la traseele mijloacelor de transport în comun. Autobuzele 12, 22, 13, 5, 10, 17, 118 și 2 vor avea traseele deviate din cauza străzilor pe care circulația va fi închisă. Red Bull Romaniex este unul dintre cele mai renumite raliuri enduro din întreaga lume.